Reprezentantul Fundației Hans Seidel, care a avut generozitatea să sprijine acest proiect încă de la începutul acestui an și până acum, să ia cuvântul. Sehr geehrte Herr Stoiker, sehr geehrte Mitglieder des Präsidiums, sehr geehrte Anwesende. Es ist mir als Vertreter der Hans Seidel Stiftung eine besondere Ehre, Sie alle heute zu dieser Veranstaltung begrüßen zu dürfen. Es ist ein Privileg, dass es Ihnen gegönnt ist, hier und heute dabei zu sein. Stimate domnule Stoica, stimați membri ai Prezidiului, stimați participanți. Pentru mine, ca reprezentant al Fundației Hans Seidel, este o onoare să mă salut cu ocazia acestui eveniment. Faptul de a fi astăzi aici este un privilegiu de care nu se pot bucura foarte mult. Ich möchte dem Veranstalter gratulieren, dass es Ihnen mit der Herausgabe geistige Wahrzeichen der rumänischen Rechten gelungen ist, Ansichten und Gedanken der hervorragendsten Denker dieses Landes in diesem Buch zu sammeln und einer breiten Öffentlichkeit zu vermitteln. Es ist so ein Wertekanon entstanden, der uns allen Orientierungshilfe für das Verstehen und Leben unserer Liebe Werte bietet. Aș dori să felicit organizatorii că au reușit cu publicarea cărții Repere intelectuale ale dreptei românești să adune într-un volum opinii și idei ale unora dintre cei mai prestigioși gânditori ai acestei țări și să le facă accesibile unui public larg. S-a constituit într-un set de valori care ne ajută pe toți să ne orientăm în înțelegerea și trăirea valorilor conservatoare. Ich glaube, so wie wir Deutschen auf unsere großen Dichter und Denker stolz sein dürfen, so können auch die Rumänen stolz sein auf ihre großen hier versammelten Denker. Cred că tot așa cum noi germanii putem să fim mândri de scriitorii și gânditorii noștri, la fel pot fi și românii mândri de importantele personalități aflate aici. So eine jede Nation kann nur zur Größe finden und stolz entwickeln, wenn sie über eine gemeinsame Geschichte, Kultur und vor allem Werte verfügt. Rumänien ist mit allen drei reich gesegnet. Es ist gerade Aufgabe und Anliegen der rechten und konservativen Kräfte, in diesem Land diese Güter für die zukünftige Entwicklung Rumäniens zu nutzen. Orice națiune își poate găsi măreția și își poate dezvolta mândria dacă dispune de o istorie, de o cultură și mai ales de valori comune. România este binecuvântată cu toate cele trei. Este exact misiunea și dorința forțelor conservatoare și de dreapta din această țară de a folosi aceste bunuri pentru dezvoltarea viitoare a României. Zum Abschluss möchte ich dem Veranstalter nochmals nicht nur zur Herausgabe dieses Buches, sondern auch zu diesem Ereignis beglückwünschen, bei dem es ihm gelungen ist, alle diese herausragenden Persönlichkeiten an einem Tisch zu vereinen. Folosesc acest, pentru a încheia, doresc să felicit încă o dată organizatorii, nu numai pentru publicarea acestei cărți, dar și pentru organizarea unui asemenea eveniment care reunește la aceeași masă toate aceste personalități. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, mich auch persönlich beim Institut für Popularstudien, vor allem bei Herrn Bartosz Kuniu, für die bisherige ausgezeichnete Zusammenarbeit bedanken und auch dafür, dass ich heute hier mit teilnehmen kann. Ich freue mich mit Ihnen auf die kommenden Beiträge und sicher interessanten Diskussionen. Nochmals herzlichen Dank für das Gelingen. Folosesc acest prilej să mulțumesc personal Institutului de Studii Populare, dar mai ales domnului Pătrășconiu pentru excelenta cooperare de până acum și de asemenea pentru faptul că pot participa astăzi la acest eveniment. Mă bucur împreună cu dumneavoastră de discuțiile interesante ce urmează să aibă loc. Vă mulțumesc mult încă o dată și doresc să vă succes acestei dezbateri. Vă mulțumesc, domnule Sorțan. Așa cum spuneam, acest program nu s-ar fi putut împlini fără sprijinul Fundației Hans Seidel. Este vorba despre cele șase
supliment ale revistei 22, care au fost sprijinite de Fundația Hans Seidel, este vorba de această carte și mai ales este vorba despre cooperarea dintre Fundația Hans Seidel și Institutul de Studii Populare, cooperare care este în momentul de față garanția că și în viitor vom putea face lucruri foarte bune împreună. Domnule Neagu Juvara, pentru că nu mai revede nicio prezentare a dumneavoastră, vă rog să-l ascult. Funcționează? Da. Domnule președinte, domnilor colegi, încep să spun că sunt foarte plictisit de a fi prima vorbi. Totdeauna e greu să fii în linia întâi. Ca pe vremea când se trângea de la distanță și în primul rând trebuia să cadă sub foc. Până când se încălzește publicul, te simți foarte stingher. Mai intervine și faptul că în momentul când domnul Pătrășcanu, care mi-era deja foarte simpatic de pe vremea când era la Cotidiano, când a venit să înceară, poftim, Pătrășcanu, bineînțeles, lapsus lingue, când a venit Cristian Pătrășcanu să-mi ceară să particip la această dezbatere, eram foarte reticent. Ce să vorbesc eu despre dreapta în România? Eu, în toată tinerețea mea, am lipsit din țară. Bine, sunt dintr-o familie de liberal de 170 de ani, dar când aveam între 17 și 20, 21 de ani, am cam trădat tradiția familiei, lăsându-mă ca mulți alții din generația mea, m-au lipsit de legionarism. Deci, mă simțeam cam nu-i la locul meu să vin acum să vă vorbesc de dreapta românească și... Nu, a insistat așa de mult amicul Pătrășcanu, zicându-mă, nu, dar nu se poate că vine domnul Preșu, vine domnul Liceanu, vine domnul Patapiu. Aoleu, zic, cu așa companie, cu cum să fiu eu asimilat cu deși, mă prăbușeam și trebuia să accept. Și așa am acceptat să răspund la niște întrebări pe care a venit la mine să mi le pună domnul Pătrășcanu. Acum am să încep să critic cartea, ca să spun așa. Că, bun, titlul, după cum a explicat domnul Stoica, e foarte interesant, dar eu de la prima citire, repere intelectuale, adică cum, sunt și eu unul din repere? Da, bine, dar asta n-am înțeles-o la început când mi s-a dat cartea în mână. Pe de altă parte, când am citit cartea, afară, bineînțeles, de contribuția mea, mi-am dat seama că, în fond, numai domnul Stoica, în prefață, răspunde eventual la problema dreptei românești sau dreptei în lume față de ce înseamnă dreapta stânga. Și vine chiar cu o idee foarte originală, cel puțin pentru mine, și anume că ar trebui la un moment dat să uităm imaginea asta care ne vine de la Revoluția franceză, stânga-dreapta, la stânga-dreapta președintelui adunării și o idee care a rămas în toate mințile că stânga și dreapta, în fond le vedem linear, de la stânga la dreapta, pe un fel de plan orizontal. Și dumneavoastră vine cu ideea că ar trebui, nu, să discutăm, să vedem lucrurile sferic, ca într-o sferă. Și atunci vom constata că dreapta, prin ideile ei, prin noțiunile pe care le apără de bază, nu poate să se afle la extreme, în comoror, e la centru. Deci dreapta e la centru sferei, nu e la stânga sau la dreapta, e la centru. Și asta e un mare adevăr. Acum, ca să intrăm în detaliul diverselor participări, încep de la început să spun că domnul Pătrășcanu
a profitat în fond de aceste interviuri, nu atâta ca să ne explice ce a fost Dreapta Românească, ci ca să ne spovedească pe fiecare de noi. Pe franțuzești, dar spune Pământirile Verdune. Și asta cam este cartea, asta afară de puțin, de pildă amicul Pleșu, el mai face puțină teoretizare de dreapta și stânga, dar majoritatea celorlalți răspund la niște întrebări pe care în mod viclean le pune domnul Pătrășcanu despre viața lor și felul cum s-au integrat ei în ideea de dreapta. Deci, în fond, aici suntem fiecare povestea lui Neacu Ciuvara, povestea lui Andrei Pleșu, povestea lui Ilicean și așa mai departe. Deci, da, e totuși interesant deoarece ni se spune că suntem niște repere. Accept să fiu niște repere. Bun. Totuși, ca să revin la unii dintre cei care au răspuns la această întrebare, mai întâi voi spune că ideea domnului Stoica, în fond am trăit-o și o spun în interiorul răspunsului meu, întâmplător. Și anume că în momentul când mă lăsasem și eu molipsit de pasiunea pentru legiunea Arhanghelului Mihai. Domnule, a fost o nebunie, dar o nebunie care a atins unii din oamenii cei mai inteligenți de România de atunci. Erau prieteni.